Salutări tuturor și bun regăsit, oameni dragi, frumoși, magici și divini! Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Așa cum bine știți, mi-a fost foarte dor de voi și iată-ne din nou împreună. Ne reunim, ne revedem ca de fiecare dată, cu mult drag și bucurie și vă mulțumesc pentru asta că mă acompaniați și în această săptămână. În minutele următoare inițiem o nouă citire angelică generală. Împreună vom vedea despre ce este vorba. Ne lăsăm ca de fiecare dată inspirați, călăuziți. Analizăm intervalul de timp 8-14 august. Și avem în față o săptămână cu energii și evenimente astrale destul de importante și interesante. Începem săptămâna în forță prin deschiderea portalului Leului. Este vorba despre acest portal ce are loc în data de 8 a 8-a în fiecare an. În general, când se deschide un portal, aduce pe pământ energii de înaltă frecvență. Aceste energii ne ajută pentru renașterea noastră, pentru împuternicirea noastră. În general, energiile ne ajută să manifestăm mult mai ușor. Din ceea ce am conștientizat în aceste timpuri, ar fi bine cât mai mulți să avem intenții colective, deoarece vedem ce se întâmplă în jurul nostru, în societatea noastră, pe planeta noastră. Să cerem ca pacea, armonia, echilibru, abundența, iubirea să se manifeste pe pământ. Observăm că planeta noastră iubită suferă, este perturbată, interferată, vedem aceste dezechilibre, că traversăm o perioadă destul de secetoasă, temperaturi foarte ridicate, neobișnuite și să cerem ca ploile să se reverse pe pământ, acolo unde este optim și benefic pentru binele nostru mai înalt, ca ploaia să ude, să hrănească pământul și toate viețuitoarele. Tot în această săptămână, pe data de 12, avem și un alt eveniment, este vorba despre lună plină în semnul vărsătorului. Vărsătorul ne vorbește despre colectivitate, despre viziuni de viitor, ne putem profeți viitorul nostru, să nu lăsăm ca tot ce este predestinat să se întâmple. Noi, prin puterea noastră de co-creator, putem să ajustăm destinul nostru. Doar dacă conștientizăm asta, doar dacă ne conștientizăm puterea noastră interioară, putem face la această lună plină diverse ritualuri pentru a ne afla scopul, misiunea, pentru a primi claritate. Cumva are legătură cu viziunea noastră de viitor. Să nu ne lăsăm intimidați, să fim puternici, da? Putem aprinde o lumânare înainte de a merge la culcare, dar este bine să o aprindem mai înainte, să se termine când mergem la somn, da? Nu lăsăm nimic nesupravegheat și să ai acea intenție când aprinzi lumânarea ta să primești acele informații care să te ajute în evoluția ta, să îți cunoști misiunea ta, să ajungi în acele dimensiuni înalte, să primești cât mai multă cunoaștere, claritate pentru binele tău mai înalt. De asemenea, în preajma lunii pline putem pune afară un bol cu apă, practicăm un ritual așa, o baie de lună și putem pune în acea apă un pumn de sare. Sare reprezintă purificare, să ne purifice. De asemenea, mai putem pune diverse plante, dacă avem, dacă simțim, busuioc, frunze de dafin sau petale de trandafir și prin intenție noi descântăm acea apă, profețim viitorul nostru, ce vrem să aducem în viața noastră. În sensul acelor de ceas, învârtim așa cu mâna dreaptă și spunem ceea ce ne dorim noi. Sănătate, frumusețe, abundență, ceea ce dorește fiecare. Și lăsăm acel bol cu apă toată noaptea să se încarce la energia lunii.
Dimineața putem face o baie cu acea apă. Îndepărtăm acele frunze de dafin sau ce am pus noi, da? Strecurăm acea apă și la duș ne turnăm de sus, din creștetul capului, pe tot corpul nostru, ca acea apă să se impregneze, să intre în porii noștri și ne va ajuta foarte mult acest ritual. Nu uitați că noi ne putem defini, ajusta viitorul nostru. Nu vă lăsați intimidați de vremuri, de timpuri. Și să vedem ce ni s-ar transmite în această perioadă. Lucrez cu aceste carduri, iubirea universală, deoarece este nevoie de multă iubire să manifestăm în aceste timpuri. Vedem în lume diverse conflicte, par așa să înceapă și este bine să transmitem iubire pe pământ. Iubirea noastră va topi toate energiile negative, va îndepărta entitățile care ne interferează planeta Pământ, fericirea noastră. Ia să vedem care ar fi tema săptămânii și ni se transmite așa: creativitate. În această săptămână avem energii de creativitate. Tema săptămânii: multă creativitate, multă inspirație divină se revarsă pe pământ. Acum depinde de fiecare cum pune în practică această creativitate. Creativitatea vine spre noi, dar depinde și de noi cum o captăm. Da? Ca și un semnal, vine spre noi, dar depinde dacă o captăm, dacă facem ceva cu această inspirație care se revarsă ca și un cadou divin pentru noi, pentru a face această lume mai frumoasă, mai creativă. Ia să vedem îngerașii ce ne transmit, cum începem săptămâna. Ni se transmite așa că suntem binecuvântați cu abundență, infinită abundență. Avem nevoie de abundență în aceste timpuri, să credem cu adevărat, să cerem ca abundența să se manifeste în viața noastră, putem aprinde lumânări, să ne dezlegăm îngerul sporului, să ne crească dreptul divin în bani. Totul se întâmplă dacă crezi tu asta. Poți mixa, poți lucra cu energiile, entitățile de lumină te pot ajuta. Ni se transmite, da? Că suntem binecuvântați cu abundență. Credeți și veți vedea, veți primi, veți manifesta. Nu vă conectați la lipsă, pentru că veți manifesta tot ceea ce se spune în mass media, la TV, criză, scumpiri. Voi aduceți bogăția, abundența, faceți cumva contrariu, da? Și o să vedeți că merită. Voi puteți trăi abundenți, fericiți, împliniți. Atunci când sunteți abundenți, fericiți, puteți ajuta și pe alții și spuneți așa: mulțumesc, Doamne, pentru că am de unde da, pentru că știu că Tu dai prin mine. Și niciodată nu o să duceți lipsă de bănuți, de abundență. Întotdeauna o să fiți fericiți și împliniți. Ia să vedem care ar fi provocarea săptămânii. Provocarea săptămânii este de a ne bucura de viață. Încă suntem în sezon de vacanță, încă foarte multă lume se află în concedii, da? În aceste timpuri, chiar dacă suntem prinși în situații, să nu uităm să luăm o pauză de relaxare, să respirăm, să ne bucurăm de tot ce este în jurul nostru și este ca și o provocare. Joacă-te, bucură-te în această perioadă, conectează-te la cei dragi, la tine, conectează-te la viață, simte că viața curge prin tine, da? Nu uita să vă bucurați și să vă jucați în această perioadă, pentru că v-am spus încă de săptămâna anterioară, până pe 20 și ceva august avem energie așa de relaxare, încă suntem în energii jucăușe, de vacanță, încă putem să ne mai bucurăm. După 21 august, 22 se schimbă energiile, intrăm în sezonul fecioare și apoi o să ne gândim cu toții la muncă, cum să facem bani, vom fi mult mai ocupați. Deocamdată este bine să o luăm ușor, să ne relaxăm și să ne bucurăm. Să vedem cum închidem această săptămână. Săptămâna o închidem să ne conectăm la Mama Pământ, să trimitem gânduri de vindecare. Cumva dacă
cunoaștem anumite terapii, de exemplu, dacă știți Reiki, să trimiteți energii atât cât este optim și benefic pentru Mama Pământ, să se curețe de entități, de energii negative, de toate aceste interferențe. Observăm că planeta Pământ este foarte mult interferată, de aceea nu se mai manifestă cum ar trebui să se manifeste. Și este bine să ne conectăm la planeta Pământ, să-i dăruim gânduri de iubire prin ceea ce emitem noi, noi o ridicăm. Nu uitați că planeta Pământ este casa noastră, ea ne susține și ne hrănește pe fiecare dintre noi. Trimiteți gânduri de vindecare, de iubire și la fel planeta Pământ face un schimb și ne ajută pe noi să ne eliberăm, deoarece planeta Pământ din iubire ne preia tot stresul, toate negativitățile, tot ce am aruncat negativ se duce în Mama Pământ. Cumva noi, dacă știm anumite terapii, putem să deschidem un portal, dar pentru cei mai avansați, și să trimitem toate aceste energii într-un portal, să nu mai trimitem toate energiile noastre în Pământ, așa cum se făcea până acum. Deoarece planeta acumulează foarte mult, suferă și o dezechilibrăm. Să vedem care ar fi și arhanghelul săptămânii, să vedem cine ne ține de mână, cine ne îndrumă, mai primim un sfat suplimentar. Și vine arhanghelul Jofiel, este foarte prezent, ne iubește foarte mult acest arhanghel al bucuriei Jofiel, ne transmite meditații. Să nu uităm în această săptămână să ne conectăm la noi, la puterea noastră interioară, la sinele nostru, nu uitați de spiritul vostru, de exemplu spirit sau sine, cum vreți voi să-i spune, sau partea subliminală, da? Acea parte invizibilă, partea noastră energetică, să ne conectăm, să o conștientizăm, de acolo primim toate energiile, toată puterea, tot ce avem nevoie din subtil, da? Să cerem clarificare, prin intenție, depinde ce își dorește fiecare, curățare, ce îți dorești, conectează-te la spiritul tău, vei simți ce ai tu nevoie, da? Nu uitați în această săptămână să ne găsim fiecare dintre noi timp de meditare, fie că te conectezi pe o muzică terapeutică, fie că practici o meditație ghidată, fie că stai în relaxare și asculți natura, dar nu uita. Conectează-te cu tine, da? Vă reamintesc că aceste mesaje în această săptămână ni se transmite că avem multă creativitate, ne merge mintea foarte bine, da? Primim foarte multe idei minunate, acum depinde de fiecare, ca și un post de radio, dacă le recepționăm sau nu. Cu cât suntem pe o frecvență mai înaltă, noi prindem aceste idei divine, aceste inspirații. Și primind inspirații divine ne descurcăm cu mai multă ușurință în viață, putem să accesăm energia banilor, să o aducem în viața noastră, indiferent de vremuri, de timpuri, indiferent de tot ceea ce se spune, să știți că Universul îți dă dacă meriți și dacă știi să lucrezi cu Universul. Provocarea săptămânii să ne bucurăm de viață, să ne jucăm mai mult și ni se transmite să ne conectăm la Mama Pământ, să transmitem gânduri de vindecare, de iubire. Noi toți o putem ajuta, ridica, deoarece suntem copiii ei și nu uitați că această planetă merită să fie iubită, protejată, să-i dăm mai multă atenție. Poate până acum nu i-am dat destul atenție, dar vedem că tot ceea ce se întâmplă, vedem toate aceste dezechilibre și cât de curând o să fim așa puși în această stare să facem economii la apă, la energie, cumva să protejăm planeta, cumva să nu mai aruncăm atâtea deșeuri și este bine că se întâmplă asta, așa devenim mai conștienți. Până acum am avut totul din abundență, dar de acum încolo o să fim ceva mai restricționați. Așa spun energiile planetare, dar depinde și de noi, totul se poate schimba, depinde dacă noi ne trezim și facem un salt în conștiință, imediat putem schimba o altă linie de destin și această planetă se poate regenera.
Și ni se mai transmite de asemenea de la Jofiel, Arhanghelul Bucurie, frumuseții, să medităm, să ne conectăm la noi, la spiritul nostru, la puterea noastră interioară, la suflet. Nu uitați de sufletul vostru, toate programele sunt înscrise în sufletul nostru. Sufletul nostru este ca și un card bancar, ca și un hard, și dacă noi pierdem din suflet, automat nu avem cu ce să ne descurcăm pe aici pe planetă și automat ne simțim așa ca niște zombii, da? Să cerem prin meditație ca sufletul nostru să se reîntregească, tot ce este al nostru prin drept divin să vină curățat, purificat. Eu vă mulțumesc, dragilor, că m-ați urmărit. Vă urez o săptămână productivă, creativă, o săptămână așa cum vă co-creați voi. Nu uitați asta. Toată puterea stă în intenția voastră. Observați-vă gândurile, emoțiile și dacă ceva este în dezechilibru, schimbați că puteți. Toate cele bune până săptămâna următoare. Namaste! Nu uitați că vă iubesc! Pe curând!